Bună ziua! Mă numesc Rudolf Cociș, sunt sculptor. M-am născut în anul 1963 în localitatea Chișineu-Criș, din județul Arad, România. Liceul de artă l-am terminat în Arad, iar studiile universitare la Facultatea de Arte din Iași. Actualmente sunt cadru didactic la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Arte, unde predau la specializarea sculptură. Particip frecvent la expoziții naționale și internaționale, dar realizez și lucrări de sculptură monumentale de for public. Aproape toată creația mea de până acum se poate numi urme, de la primele teme arhaică, la ultimele lucrări din ciclu Vitis. Toate acestea sunt urmele mele lăsate în timp, în perimetrul artelor vizuale. Expoziția personală din Arad din anul 1997 și catalogul acesteia se numește Urme, o reconsiderare plastică a garderobei bunicului în contextul sculpturii contemporane. Este o relație dintre prezentul viu și trecutul conservat ca și memorie prin procesul transpunerii. Copilăria mi-am petrecut-o într-un sat multietnic din vestul României, aproape de granița cu Ungaria. Astfel, contextul identitar a fost și este sursă de inspirație pentru propria creație. Gospodăria bunicilor și a părinților, cu inventarul acesteia, a fost și este sursă de materie primă, cum ar fi lemnul, dar și de obiecte pentru viitoarele creații. Apare componenta feminină, astfel, reprezentată prin peretare și bibelouri, reconsiderate, dar și cea masculină, mai autoritară, prin obiecte de vestimentație recontextualizate sau transpuse în lemn. Arta, din punct de vedere al creatorului, de-a lungul istoriei, a fost o necesitate primară. În foarte multe cazuri, în vremuri cu grave turbulențe sanitare, politice sau climatice, au apărut mari capodopere. Din punct de vedere al consumatorului, de atunci, de artă, a apărut elitismul, dar și penetrarea culturii de masă cu simboluri și producții de serie. Consider că, în următorii ani, activitatea artistică va fi tot mai digitalizată, imprimantele 3D și alte tehnologii vor înlocui sau vor ușura munca tradițională a artiștilor. Prin contrast, cred că va fi tot mai apreciată lucrarea realizată manual, de un cerc restrâns de consumatori sau cunoscători. În viitoarele contexte expoziționale, cele două direcții cred că se vor completa reciproc, iar contrastul rezultat va oferi aranjamente spațiale foarte spectaculoase din punct de vedere vizual. Mulțumesc frumos!